Bine v-am regăsit la un nou video cu idei de pachetel. Dacă sunteți abonați noi pe acest canal, numele meu este Iulia, iar pe acest canal încerc să postez câte des pot idei de pachetel. Dacă crezi că și tu ai avea nevoie de idei de pachetel, te invit să te abonezi și să începem! Se pare că anul acesta, deocamdată, vom folosi cel mai des această cutiuță de la Sistema. Ca snack am pus aici covrigei, iar ca fruct i-am pus cireșe. Și da, le-am lăsat și cu sâmburi pentru că știe să scoate sâmburul afară și tot așa și codița pentru că îi place lui să țină cireșele de codiță înainte să le pună în guriță. I-am lăsat și separeul acesta de vine cu această cutiuță pentru a pune sâmburii acolo. Ca meniu principal a avut un strudel cu mere. Cred că foarte multe persoane știu deja cum să facă un strudel, dar în caz că nu știe cineva, am decis să filmez și cum fac eu strudelele cu mere. Într-o oală mai micuță am pus 30 de grame de unt la topit. Peste acest unt am adăugat apoi 4 mere mai mari, tăiate cu bulețe, dar le puteți da și pe răzătoarea mare. Am mai pus și 2 linguri de zahăr tos, dacă aveți plicuri de zahăr vanilat, le puteți adăuga pe acelea, va avea un gust mult mai bun. Eu nu am avut în casă când am făcut aceste strudele. Iar la final, puțină scorțișoară și opțional puteți pune și zeamă de lămâie. Și le lăsați până când merele vor deveni mai moi. Am aici aluat de foietaj pe care îl tai cât de cât în dreptunghiuri mai mici, pentru a încăpia în cutiuța pe care o voi folosi astăzi. Bineînțeles, dumneavoastră le puteți da orice formă doriți. Ungem cu ou pe margini pentru a sta închise în cuptor. Și punem merele. Le mai ungem încă o dată și cu puțin ou deasupra pentru o culoare mai frumoasă. Apoi cu ele la cuptor, în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru 15 minute. Și cu asta, pachetelul de joi, prima zi de școală a băiețelului meu, a fost gata! Pentru ziua de vineri, i-am dat ca fruct niște struguri pe care i-am tăiat în jumătate. Era bobul de strugure foarte, foarte mare, nu exagerez, era mult prea mare pentru gurița lui.
ca snack, în această cutiuță micuță, tot de la Sistema, i-am pus unt de arahide. Acest unt de arahide vine și cu bucățele de alune în el și nu este printre preferatele băiețelului meu. Ar fi vrut el un unt cremos, doar că nu am avut în casă în acel moment. Până luna viitoare, când vom merge la cumpărături, aici m-am asigurat că nu am strâns foarte, foarte tare capacul. Iar lângă i-am pus apoi niște morcovi mici. Îi place lui mult de tot această combinație de morcovi cu unt de arahide. Iar ca meniu principal i-am dat niște cârnăciori micuți înveliți în aluat de foietaj cu puțin parmezan deasupra. Dacă nu vă place parmezanul, puteți pune cașcaval sau mozzarella, de ce nu? Vineri nu am mâncat foarte mult, s-a întâmplat ceva cu strugurii, nu prea am înțeles eu ce, iar snack-ul nu a avut timp să-l mănânce pentru că vineri l-am luat eu mai devreme de la școală pentru a merge la dentist. Aici se încheie și acest video, un video mai scurt decât de obicei, pentru că au fost doar 2 zile de școală. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Pe data viitoare!